Păi vă salut, distinși consumatori de vloguri marcieni. Astăzi avem din nou un clip din seria Google Recenzia de Aur 2022 și vom cunoaște cel mai apreciat hotel din regiunea sud-vest. Este vorba despre Noah River House. Ăsta este un loc cu nota 4,9 din peste 200 de review-uri. 208, mai exact. Propun să îi cunoașteți pe proprietarii de aici, să vă fac un tur al locului, dar nu înainte să trag un cadru cu drona. Doamnelor și domnilor, drona! Ce trebuie să știți despre Google Recenzia de Aur 2022 este că este al doilea an de proiect Google Recenzia de Aur. Dacă vreți să le vedeți pe cele de anul trecut, o să pun un link în descriere. Și anul ăsta criteriile au fost următoare, criteriile în baza care s-a făcut selecția câștigătorilor. În primul rând au fost luate în considerare ultimele 100 de zile, deci avem cei mai fresh recenzați, cele mai fresh recenzate locații din România. Nota trebuia să fie peste 4,5 și trebuia să fie peste 100 de review-uri. Toate informațiile despre Google Recenzia de Aur 2022 le găsiți pe linkul din descriere. Click și aflați tot ce vreți să aflați. Hai să vedem locul. Doamne și domnule, ei sunt Alex și Flavia și Eva. Ei sunt proprietarii Noah. Noah River House este numele. Am zis bine, corect, nu? Noah. Noe. Arca lui Noe, nu? Noah înseamnă Noe. Asta cea cu Dunăre. Da, da, Noe. Noah înseamnă Noe, nu? Da. Așa că să nu fii penibil, de-aia zic. Băi, felicitări. Aici aveți trofeul. Sunt niște produse de la Google, prânduită cu Google, dar la pieț de rezistență este trofeul. Și te invit să desfaci acest ghiozdan. Mulțumim tare mult. Două secunde. Fiind destul de greu, o să luăm un spațiu. Da, nu se pare că... Oh. Asta e piesa de rezistență. Da, 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 da. Doamne și domnule, Noah River House. Oh, genial. Acum întrebarea mea e, unde o să puneți acest trofeu? O să-i găsim un loc de cinste. O să fie aici cu în living? Cu siguranță, da. O să fie practic... Noah River House, Recenzia de Aur 2022, categoria hotel, regiunea sud-vest. Felicitări! Mulțumim tare mult, e genial. Știți cum e, clienții vi l-au dat de fapt. Și exact. Prin recenzii. Noi am contribuit parțial, clienții au contribuit cel mai mult, da, și datorită exact lor. Exact. Îl merităm și mulțumim tuturor. Este minunat. Acum trebuie să-mi faceți un tour, să văd și eu exact ce a făcut pe clienți să vă lase atât de multe recenzii bune. Sigur. Eu încerc să vorbesc mai încet, că mie să nu deranjez pe Eva, dar văd că nu, e... Nu, e obișnuită, e obișnuită. Super obișnuită. Perfect. Asta este living-ul, da? Da. Vreți mai întâi să mă duceți afară? Vreți să mă duceți direct la piesa de rezistență, așa cum și eu vă ofer piesa de rezistență din prima, nu? Hai să vedem. Mă, ce mari fost ușile astea cu slide. Top. Cât mai multă sticlă, ca să avem și peisajul superb. Și cum e iarna cu încălzirea? Dacă e atât de multă sticlă. Nu o luăm în calcul. Practic peisajul te cucerește. Frumos. Deci avem aici așa... E pe starator, da? Primul nivel cum ai venit de la living. Frumos acolo un hamac. O băncuță, deja cineva a dat un shot. Mi se pare corect. Cineva a început corect ziua. Și acum trebuie să-mi spuneți voi care e combinația aici. Deci suntem cumva la nivelul, mi-e foarte greu să fiu, că totul e așa, totul e în terasat, da, și da, nici nu știu cum să zic, ăsta e următorul nivel în jos după living. Da. Aici e zona de ciubări, partea de rezistență a sezonului rece. Ok. Și în sezonul cald se mai bălăcește lumea. Mai mult seara, dar... După șperiță așa frumos, am văzut, da, că am apăsat un buton, era luminițe, ce vrei? Da, și aeromasaj și lumini. Corect. Frumos, ăsta e tot un șezlong. Deci o să vă arăt imediat și camera mea, camera mea este acolo. La fel de tare, asta e situația. Câte camere sunt? 8 spații de cazare, cu tematică diferită fiecare. Ah, și am văzut că la mine sunt flori, am văzut flori. Care sunt tematicele?
Nu avem o temă. A, nu e ceva așa, aia e cu flori, aia e cu animăluțe, cealaltă e cu... Nu, pur și simplu a fost vibe-ul, deci exact, tot ține de vibe. Exact. O să vedeți camera mea, acolo o să vă dați singur seama care este tematica. Eu aș spune jacuzzi e tematica, aveți, dar nu vreau să dau spoiler, vedeți imediat. Bun, deci aici este nivelul Ciubăr. Ciubăr, da. Ciubăr, așa, bun. Bine, mai arătați-mi, după voi, voi sunteți... Tot un terasament, avem foarte multe nivele și am încercat să profităm de fiecare metru pătrat. Să-l compartimentăm astfel încât să fie o zonă de relaxare pentru toată lumea. Aici avem foișorul și în spatele zona meu grătar. Zona de foișor, zona de barbecue. Aici e grătarul, cineva face deja, ia să vedem, o ceafă frumos, o costiță sau ce e acolo. Da, arată impecabil. O ceafă și o costiță. E ce trebuie. Să fim sănătoși. Poftă bună! Foișorul frumos, elegant. Da. Mamă, ce plantă e asta? Tristie? Ce e asta? Da. Mamă, ce frumos e! Sălbatică, care a crescut natural și am vrut să o păstrăm ca și decor pentru pontonul fix. Pă bune, deci asta e de aici? De aici da, adică? Da. Mamă, deci ai zice că e din altă lume. Superbă! Decupat pontonul după ea. Da, a, ce tare, da, e decupat acolo frumos. Foarte jumătate. Aveți și tarandafieri. Văzut, iarbă, flori, plante, avem și colace de salvare încă. Pentru agrement în cazul de... Da, a, dar poți să faci baie aici, nu? Da. Adică am văzut acolo pontonul, mi l-a arătat imediat, iar eu sunt varză, poți să-mi imediat, zic spoiler, pac, acolo e, acolo e. Deci asta e o zonă de relaxare aici. Da. Mi se pare megazen. Zona de ponton fix, de relaxare, avem odată și pontonul plutitor în fața... foișorului. Acolo peste frumos. Dunăre avem satul Techea, un sat sârbesc minunat care scoate forma de relief în evidență. Arată și te gândești la Italia, la Croația, la, te duci mult în zona mediteraneană, așa vai vă să aici, lumea... practic este cordonul mediteranean. Și climatul, este mediteranean. Aici deja au început să crească palmieri, putem să-i punem în pământ. Da. Avem smochini, curmali. Eu știu că pe Dunăre la un moment dat era o insulă unde erau măslini. E o insulă pe care a scufundat-o Ceaușescu. Că da, da, Calais, când s-a, a, da, Calais. Când s-a creat barajul de la da. Porțile de fier. Și erau măslini, adică era vibe-ul da, de... Da. Deci, corect? Exact. L-au cunoscut pentru măslini și pentru trandafiri. A, întrebare, voi sunteți aici din zonă? Eu sunt. Soția. Ești de aici din Orșova? Da. Și tu ești din? Târgu Jiu, Timișoara, Orșova mai nouă. Și unde v-ați întâlnit? În Timișoara. În Timișoara. Superb. Da. Mă, e superb. Nu trebuie să-l ratez pe Iancu. El e Iancu. Doamne, și numiți. Deci el este vedeta pensiunii, majoritatea turiștilor. Acum vedeta e altcineva, da. Dar... Majoritatea turiștilor noștri postează poze cu el. Așa mă, Iancule, pe trebuie să-ți facă cont de Instagram. Da, da, da. El e vedeta aici. Mă, dar e superb. Îi perește da. Zona. Îți perește climatul ăsta. Nu mai suportă micii și grătarele de partea zonei. Dacă veniți aici, vă rog frumos. Legume la grătar, nu-l supărați pe Iancu. Ok. Păi hai să mai vedem pe aici. Mie îmi place. Eu sunt încântat când fac tourile astea. Mă simt ca la MTV Cribs, știi? De ele filma oamenilor acasă. Deci mie îmi place. Apropo, vibe-ul ăsta de aici, deci nu e de hotel, nu e de pensiune, e de acasă. Da. Asta e un vibe de acasă. Așa zic că majoritatea persoanelor care ne vizitează, mă simt ca acasă. E tot ce contează. De prima dată, de cum calcă, practic, pragul casei, e un vibe pozitiv. E, mă simt ca acasă dacă aș fi milionar. Știi? Așa arăta acasă dacă aș fi milionar. Viu ăsta de milioane, înțelegeți ce vreau să zic. Luat mi-a intrat tristia sălbatică în ochi. Deci aici aveți chestii, văd că aveți și o mică, nu știu de... Da, aici ai un dulap cu chestii. Da. Perfect. Oh, deci peisajul ăsta e din altă lume. Nu ți-ai putea imagina că există așa ceva în România. E super. Ăsta este pontonul. A, și poți să sar de aici, de aici exact. Asta este o trambulină. Cât adâncă e apa, aveți idei? Aproximativ 3 metri. Ah, stai și mai. Da. Aici suficient cât să faci schibiții în aer. Noi din punct de vedere, nu știu, geografic, unde suntem aici? Asta este Dunărea, da? Dar sunt exact.
Clisoră arealul, sau cum se numește? Arealul Parcului Natural Porțile de Fier, practic în fața orașului Orșova. Da. Se regăsește lacul de acumulare care s-a format odată cu barajul Porțile de Fier, după care începe zona de Clisoră. Am putea spune chiar de aici de la noi, către Moldova Nouă. Iar puțin mai jos, într-o croazieră cu embarcațiunea, ajungem în zona de Cazanele Dunării și unde avem și diferite obiective importante de vizitat. Și oamenii care vin aici poate să-și bucuiască croazieră de... Desigur, noi rezolvăm, embarcațiunea vine direct la pontonul acesta plutitor, de aici se face îmbarcarea și debarcarea. Mamă, cât de tare! Nice, nice! Știți că nu știam chestia asta, că n-am întrebat, nu e ca și cum i-am pus eu cuvinte în gură, știi, cum stai și nu e așa că... Nu, eu chiar nu știam asta, eu chiar eram curios cum faci să... Și uite, de creier. Acum te grăbești mâine, îți rezolvăm o plimbare. Mă. Dacă nu m-am grăbit și am rezolvat cu plimbarea, o să vedeți aici la finalul vlogului. Dacă m-am grăbit, îmi pare rău. Da, super. Deci, explicați-mi. Sus de tot, ai la mansardă, deasupra camerei mele. Exact. E o... Cum sunt camerele? Cum sunt structurate? Ca să știe oamenii la ce se aștepte aici. Că paturi matrimoniale? Da, toate poate? Sunt paturi matrimoniale, king size și... Cum se cheamă? Queen size. Queen size. Ah, ok. 1,60 pe 2, respectiv 1,80 pe 2. Perfect. Toate cele 8 camere așa sunt. Da, exact. Cu baie proprie, unele sunt cu cadă cu hidromasaj, altele cu duș. La mine în camera așa e. Da? O să vedeți imediat în clip. Și... Deci, acolo sus așa, aici câte sunt la, apoi la etajul 1? La etajul 1 sunt 5 camere, 3 sunt cu vedere spre Dunăre, cele care se văd, și mai sunt încă 2 cu vedere spre curtea interioară. Ok. Și la parter mai avem încă una cu ieșire direct pe terasă spre zona aceasta de foișor. Ah, aici ieșire direct. Da. Ok. Da. Deci avem 8 camere în total. Perfect. Să recapitulăm. Perfect. Păi acum mergem să filmăm living-ul, dar până ajungem în living, vă arăt turul camerei mele. Deci camera mea poartă numele de Princess. Mi-am lăsat și bagajele aici. Fiți atenți. Ce spațioasă este. Avem aici o canapea, o măsuță. Aș prea că o să pun eu laptopul. Pat dublu, frumos, matrimonial. Tită mai televizorul, spații de depozitare, scaun, da, cred că e scaun cu masaj. Baia, frumos aici, toaleta, două lavoare, din nou un băiat chipeș. Avem cadă, da, rău frumos, cadă, cred că e cadă cu hidromasaj. Și aici, view, hai să mergem pe terasă. Pe balcon, de fapt. Ai acces la balcon. Wow, ce tare cu slide-ul, așa. Frumos, măsuță. Șezlunguri. O altă canapea. Asta cred că e un jacuzzi, nu știu dacă e funcțional. Și unul dintre cele mai frumoase peisaje pe care le-am văzut dintr-o cameră de hotel. Doamne și doamne, Dunărea. Vis-a-vis sunt sârbii. Fun fact, mi-am oprit datele pentru că nu sunt în Uniunea Europeană și e ceva de genul 5 euro mega sau ce, faliment, vă dați seama. Deci e bine că avem Wi-Fi, am făcut test 40 de mega, 40-50 de mega upload, download cam pe acolo, deci foarte bine. Poți să spui vlog-uri liniștit. Ia uite-mă, deci a găsit loc aici, frumos. La loc de 50, trebuie să facem și niște poze cu ea. Deci ăsta este living-ul, că pe ăsta nu l-am filmat. Aici avem televizor, soundbar, PlayStation, ia uite, ce vrei mai mult de la viață? Canapea, deci e fix ca acasă, e vibe de acasă. Exact, așa am și gândit-o, ca oamenii când vin la noi și ne vizitează să simtă ca acasă, să nu mai plece. dacă nu mai pleacă, măcar să plătească, dacă nu mai pleacă. Ne înțelegem. Nu... Așa. Un review bun pe Google Maps atunci perfect. Și aici aveți zona de masă. Da. Frigider. Alt frigider. Aveți două frigideri. Mai avem încă una, spune, să ajungă pe toată. Frigider cu gheață, văd. Bucătăria, oamenii, că poate să-și gătească aici liniștiți chestii? Sigur, da. Un mic dejun, ceva așa ușor. Se poate încheia și toată... Integral, da. Integral, da? Practic așa am și gândit-o. Ah, ok. Avem inclusiv sistem de sunet în cazul în care există un eveniment sau se organizează team building-uri cu management.
diferite persoane. Practic există sistem de sunet surround pe exterior, pe interior, cu boxe în tavan, peste tot, inclusiv la etajul 2 avem boxe. Ah, ce mișto! Ok, bun. Ok. Și aveți și baie aici jos la... Da. Deci ai de toate. Toate, serviciu, tot ce e necesar. Că să stai să te distrezi toată seara. Deci tu ai gândit. Marfă. Și un șemineu aici corect. E... Deci asta e vibe. Mă simt fix ca acasă. Eu o să rămân. O să mă bucur de această seară aici la voi în, la Noah River House. Și încă o dată, felicitări pentru premiu. Felicitări pentru cum arată locul, e foarte frumos. Abia aștept să revin și eu cu Georgiana și cu Noelia și cu voi. Așa! Super! Deci aici nu o bucătărie, însă poți să comanzi de la restaurantele din Orșova. Uite, avem pizza. Uite, apropo de ce spuneam de croazieră. Deci, uite și echitație. Mamă, ce tare! Ok, deci ai și activități aici în zonă. Altă chestie pe care vreau să vă arăt. Sunt aceste tablouri de pe hol. L-avem pe Don Pablo și pe Don Corleone. Ce mișto sunt. Deci am comandat o pizza de la pizzeria Mario. Și cum spuneam, poți să comanzi aici liniștit, că dacă vrei să mănânci. Sunt niște oaspeți aici care și-au făcut un grătar. Adică grătarul de mai devreme îl făceau ei, pentru ei. Și m-au invitat să bag un mic, dar am băgat aseară vreo 7 și am zis, nu mulțumesc. Mi-am luat doza de mici pe săptămâna asta. O pizza civilizată, picantă tată, picantă, am luat diavol. Deci ei pleacă, acum mă simt eu gazda, ei sunt oaspeții, hai să vă conduc la ieșire. Noi am luat premiu și plecăm, gata. Plecă la Timișoara. Eu o să rămân și mai relatez, mai fac câteva cadre pe aici. Mi-au lăsat și un vin, mi-au lăsat și pizza, sunt ca... se vede că sunt părinții. Acum aveți al doilea copil, ăsta la mai mare. Gata, au plecat părinții, au plecat părinții, noi mei părinți, am rămas singur, sunt pe tăriceare. Băi, ce tare. Mi-au povestit că e din 2019 pensiunea, au început să o construiască în 2017 și în 2019 au tot folosit-o. E fenomenal de frumos și o chestie foarte interesantă, pe care tot din discuții, că asta e mișto, că stai cu oamenii la vorbă, să povestești și afli. Noi suntem chiar pe Dunăre aici, adică nu suntem cum ar veni în lacul ăla de acumulare care s-a făcut aici la Orșova în momentul în care s-au creat porțile de fier, pentru că mi-a povestit Alex chestia asta, că în momentul în care s-au făcut porțile de fier, Orșova veche a fost a fost demolată și Orșova acum e Orșova nouă, care e mai sus. Așa, și acolo unde unde era Orșova veche, s-a făcut acest lac de acumulare. Și aici, prin față, da, trec barjele, croazierele, că suntem fix pe Dunăre, fix pe acolo. Super tare. Poate să apuc să filmez una, două, trei. Avem un șpriț, avem niște pizza. Și tot balconul ăsta mai al meu. Terasa asta. Oh, ce vibe. Bezna acolo, acolo e satul ăla sârb, besc. Uitați-vă cum arată aici, așa ca o lagună. Cu case mișto de tot. Ce vibe noapte. Superb, superb. E, bună dimineața la cafeluță. Oh, cât de frumos e. Plouă. Și tot e frumos, e superb. Doamne, ce loc frumos, ce energie. Eu am dormit, am propus să mă trezesc cu o oră mai devreme și n-am reușit, atât de bine. În fel că tu ești cu vremea și cu patul și cu energie și cu tot. M-am odihnit impecabil. Fraților, ăsta a fost vlogul. Ne vedem peste câteva zile cu o nouă regiune din țară. Încă o dată link în descriere către toate informațiile despre recenzia de aur 2022. Luați în considerare locul ăsta dacă mergeți în zonă și încă o dată zic, ne vedem peste câteva zile. Asta a fost vlogul. Vă salut!